Tragic în cazul clădirii prăbușite în Brazilia, 14 oameni și-au pierdut viața după ce blocul aflat într-un oraș din nord-estul țării s-a prăbușit din senin. Clădirea era abandonată și era folosită de persoane fără adăpost. Anterior fusese anunțat un bilanț de 11 morți, dar pompierii care au căutat printre dărâmături au găsit ulterior trupurile neînsuflețite ale unei femei și ale altor doi copii. Printre morți s-au numărat bărbați, femei și copii, victime cu vârste cuprinse între 5 și 45 de ani, în timp ce trei persoane, o femeie de 65 de ani și două adolescente de 15 ani, au fost salvate. Autoritățile nu au oferit informații despre starea în care au fost găsite. Problema persoanelor fără adăpost care au după clădirea abandonată este una cronică în regiune. Structura cu trei etaje, care era atașată unui complex de locuințe mai mare, fusese închisă în 2010 din cauza riscului de prăbușire, dar de atunci fusese ocupată ilegal. În aprilie, o clădire în stare similară s-a prăbușit în alt oraș vecin, tot în statul Pernambuco, iar bilanțul a indicat 6 decedați. În 2020, două clădiri construite ilegal dintr-un cartier sărac din Rio de Janeiro s-au prăbușit după zile întregi de precipitații intense. 24 de oameni au murit atunci. Înainte de prăbușirea clădirii în regiune, au fost ploi abundente timp de mai multe zile.